Oul reprezintă cel mai complet aliment, conținând toate substanțele necesare organismului. Este bogat în proteine cu înaltă valoare biologică, grăsimi, vitamine și minerale. Este cel mai versatil aliment, el folosindu-se în toate tipurile de mâncare, de la antreuri la deserturi în toate bucătăriile lumii. Conține absolut toți nutrienții necesari unei alimentații echilibrate, cu excepția vitaminei C. Consum. Au proteină, au mine ăsta de fier și este o masă, o alimentație care nu trebuie să dispară din alimentația noastră, în special cei care nu avem voie la carne. Brânză, lactate din asta și ouă, da. Specialiștii afirmă că este un produs perfect pentru organism, adică are tot ceea tot ce vreți. Da. Știu că am lucrat în sistemul așa și știu că conține foarte multe. Și mai ales că țin un regim special, dar le consum. Oul este considerat de către nutriționiști un produs foarte valoros în alimentația omului datorită substanțelor nutritive pe care le conține, în special proteine, aminoacizi care se asimilează foarte ușor în organism. Vitaminele sunt prezente atât în albuș cât mai ales în gălbenuș. În albuș se găsesc vitaminele hidrosolubile, iar cele liposolubile numai în gălbenuș. Cel mai bine este să consumăm oul fiert moale, deoarece acesta este digerat în întregime după 1-2 ore, în timp ce oul fiert tare sau omleta este digerat după 3 ore. Foarte rar m-am scârbit de ele. Mâncarea românului cea mai ieftină, ouăle și cartofii. Să trăim bine. Specialiștii afirmă că oul este alimentul perfect. Adică ajută organismul, are tot ceea ce avem noi nevoie. Da, are proteine, calciu. Asta nu înseamnă că nu poți să faci paradontoză. Un nivel ridicat de colesterol în sânge crește riscul de boli cardiovasculare. Nu consum, dar este necesar să se mănânce ouă aproape în fiecare zi, dacă este 1-2 maxim. Da, așa afirmă și specialiștii, că ar fi alimentul perfect pentru organismul nostru, adică conține tot ceea ce avem noi nevoie. Da. Sunt de acord cu... Acum se știe însă că colesterolul pe care îl consumăm din produsele alimentare afectează nivelul colesterolului din sânge foarte puțin. Corpul își produce singur cea mai mare parte a colesterolului de care are nevoie, aproape 1 gram pe